Lăsarea Stelu, din păcate, ai revenit la Dinamo cu o înfrângere după o perioadă bună a echipei. Cum te simți tu și cum ai simțit echipa în seara asta? Nu pot să spun că mă simt bine pentru că am pierdut. Mă bucur că am revenit și am jucat. Din păcate, în această seară nu ne-a ieșit ce ne-am dorit. După o primă repriză foarte bună din punctul meu de vedere, doar acea greșeală la golul lor. Dar din păcate nu am reușit și în repriza a doua să jucăm la fel și am fost taxați. Tu cum ești? A fost o întreagă telenovelă, putem spune așa, în jurul tău. Nu ne așteptam să te mai vedem. Te-am văzut azi titular, ai jucat tot meciul. Se pare că o să duci lupta până la final. Da, nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost. M-am plictisit și eu și voi, cred. Tot Steleanu, Filip pleacă, rămâne. Important e că sunt la echipă. Îmi doresc să o fac cât mai bine și să salvăm echipa asta. Stelu, sunteți la 13 puncte de primul loc în afara barajelor, ca să spun așa. Cam mult, bine, se vor înjumătățiți, dar totuși, pentru Dinamo? Pentru Dinamo, da, dar să nu uităm prin ce perioadă trece Dinamo. E clar, nu este un loc plăcut, nu ne face cinste, dar cum am spus, important e la final. Pentru că acum, într-adevăr, este o diferență de puncte, dar contează la final. Și am mai spus-o, consider că sezonul trecut a fost unul, din punctul meu de vedere, mai greu. Și anul acesta, la fel, o să salvăm echipa. Cât de greu va fi? Asta vreau să întreb, că sunt echipe acolo, Rapidul, Sepsi, UTA, Piteștiu sau Craiova, chiar echipe care își doresc cupe europene. Cât de greu va fi lupta asta? Să joci mereu cu sabia deasupra capului? Trebuie să fim corecți, în primul rând, și să spunem adevărul, pentru că să nu uităm, acum o lună jumate ne propuneam barajul. E clar că nu ne mulțumim cu barajul, dar ne dorim să terminăm cât mai sus, ne dorim să adunăm puncte și să ne salvăm direct. Dar important e la final să ne salvăm. Simți că Dinamo poate? Acum arată acum cu tine, cu Gabi Torice, cu Cosmin Matei, jucător cu experiență, și cu ceilalți în jurul vostru, Bordușanu, care crește foarte, foarte frumos. Se poate salva Dinamo, crezi? Sunt 100% convins cu lotul pe care îl avem că Dinamo se va salva. Ok, mulțumesc.